la 2 săptămâni de când au sfidat moartea în Apuseni, ultimii 2 medici care au supraviețuit accidentului aviatic au fost externați. Valentin Calu și Cătălin Pivniceru au ajuns în urmă cu puțin timp acasă în București. În jurul orei 9:30, avionul în care se aflau doctorii Cătălin Pivniceru și Valentin Calu și-a luat zborul de pe aeroportul din Cluj. Până la aeroport, cei 2 medici au fost aduși de o ambulanță SMURD. Starea lor era bună, încât puteau ca să meargă în deplină siguranță spre casă. Aeronava, dotată cu o cameră luxoasă de recuperare, a fost donată Ministerului Sănătății de omul de afaceri Ion Siriac la câteva zile după nenorocire. O jumătate de oră mai târziu, avionul ateriza în siguranță pe aeroportul Otopeni. 3 ambulanțe așteptau aliniate să-i preia pe răniți. Una dintre ele a pornit spre Spitalul Elias, acolo unde medicul Valentin Calu este purtător de cuvânt. Primul externat a fost doctorul Sorin Ianceu. A pierdut altitudine și efectiv s-a împlântat în copaci. Ieri, chirurgul a fost transportat cu o targă până la ambulanța care l-a dus acasă la Oradea. Cum vă simțiți? Da. Ce vă doriți cel mai mult acum? Să revăd copiii. În 20 ianuarie noi am renăscut. Singurul care s-a întors la lucru este medicul Radu Zamfir. Zilele trecute, chirurgul a participat la primul transplant după accidentul aviatic. De la aeroport, chirurgii Valentin Calu și Cătălin Pivniceru au mers la Spitalul Elias din capitală. Colega mea Sonia Simionov ne spune cum s-au derulat evenimentele. La ora 10:07 a aterizat pe aeroportul Otopeni aeronava Cessna Turbojet. Era vorba despre o aeronavă privată cu cei 2 medici care veneau de la Cluj. A fost pentru ei primul zbor și cel mai probabil unul cu emoții. O ambulanță i-a așteptat chiar pe terminalul de la Otopeni. De acolo i-a preluat pe ambii medici în același echipaj. Echipajul a ajuns aici la Spitalul Elias din capitală după aproximativ 40 de minute. Doctorul Pivniceru a plecat imediat cu o mașină personală, cel mai probabil către casă. Doctorul Calu a mai rămas aproximativ o oră în Spitalul Elias din capitală, unde probabil că și-a salutat colegii. Așadar, în acest moment, un singur supraviețuitor se mai află pe patul de spital. Copilotul Răzvan Petrescu se reface la terapie intensivă după cele 3 operații suferite. Laura Călugăr, colega mea, a stat de vorbă cu medicii din Cluj și ne spune mai multe. Bun găsit! Copilotul este în continuare internat la Spitalul Județean din Cluj-Napoca, întrucât mai are nevoie de îngrijirile medicilor. El a fost operat ultima oară, respectiv pentru a 3-a oară, în cursul zilei de vineri, atunci când medicii l-au operat la șold, o operație care a durat aproximativ 4 ore și care a decurs foarte bine. În cursul acestei săptămâni, echipa de medici va hotărî dacă mai are nevoie să mai intervină chirurgical în cazul său, însă până atunci îl vor ține sub stricta lor supraveghere în salonul de terapie intensivă din cadrul clinicii de chirurgie 1 din Cluj-Napoca. Între timp, aici vin și procurorii, pentru că mărturia copilotului este vitală în această anchetă. El este singurul care nu a fost audiat până la această oră, însă va da și el răspunsuri la întrebările anchetatorilor în cursul zilei de astăzi, având în vedere că procurorii sunt așteptați aici. El va face așadar o declarație, va da o declarație pe care procurorii o vor trimite la Alba, întrucât parchetul de la Alba este cel care se ocupă de întreaga anchetă, iar după ce vor pune cap la cap toate mărturiile supraviețuitorilor, vor putea să dea și o concluzie, o primă concluzie legată de cauzele acestei tragedii. Noul